Iată că tot promitem creșteri de pensii, creșteri de salarii au fost promise și prin finanțe, vă reamintesc când ieșiseră să protesteze, când ieșiseră în grevă angajații de prin finanțe, prin sistemul de sănătate au mai fost promise creșteri când au ieșit sindicatele în stradă. De unde bani? De nicăieri, pentru că nu există banii respectivi pentru creșterea pensiilor, cum spunea foarte bine și domnul Ungureanu mai devreme, pentru creșterea salariilor din educație, din sănătate, pentru creșterea salariilor bugetarilor din Ministerul de Finanțe, nici pentru asta nu există și n-au de unde să fie banii respectivi în condițiile în care tu nu reușești să-ți acoperi deficitul bugetar de la o lună la alta și te împrumuți din ce în ce mai mult. Am împrumutat anul ăsta vreo 30 de miliarde de euro ca să avem cu ce să ținem până la urmă mai cheltuiala bugetară la un nivel cât de cât predictibil. Nu-i doar gura să promită. Trebuie să privim din cheia anului, din perspectiva cheii anului electoral 2024. Promitem, poate ne votează și după aceea vedem exact ce facem. Din perspectivă financiară, niciuna dintre aceste promisiuni nu este acoperită de realitate. Nici măcar acea creștere de 13,5 sau 13,8% a pensiilor de la 1 ianuarie. Nu știm exact, pentru că am văzut pe premier vorbind de două cifre total diferite. 13,5 undeva săptămâna trecută. După aceea și-a dat seama că inflația a fost de 13,8 și a revenit asupra acestui procent. Nu există bani nici pentru această creștere a pensiilor, motiv pentru care mă îndoiesc că vor avea de unde să facă rost de banii respectivi. Cred că an fanfară, așa, pas cu pas, ca să zic, ne vom duce, din păcate, spre un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional în condițiile în care și investitorii străini, cei care împrumută în momentul de față guvernul de la București, îți dau seama că ceva e putred în modul în care statul român administrează banii publici, dovadă că n-au făcut o rectificare bugetară, o chestie fără precedent în ultimii 30 de ani, și dictează practic cheltuielile bugetare prin pixul premierului Ciolacu. S-ar putea să ajungem la mâna femeii, după cum vă spuneam, și asta înseamnă un împrumut de 30-40 de miliarde de euro, care să ne ajungă să trecem cu bine peste anul electoral 2024. Asta e o soluție ieftină în momentul de față, pentru că femeii te împrumută la jumătate din costurile de împrumut din momentul de față pe care România ar trebui să le plătească dacă se duce să se împrumute de la bănci sau din alte surse de finanțare. Deci, cred că la asta vom ajunge, iar perspectivele creșterii salariilor probabil vor fi amânate pentru 2025, în condițiile în care vom avea vinovatul de serviciu pentru tot ce se întâmplă la București din punct de vedere financiar bugetar, adică femeii care ne cere să înghețăm salariile, să înghețăm pensiile, să înghețăm totul pentru a acoperi un deficit bugetar care, din păcate, e la un nivel incredibil raportat la creșterea asta economică iluzorie pe care autoritățile ne-o promovează de câteva ani, de câțiva ani încoace. Recent l-am auzit pe fostul premier, domnul Ciucă, vorbind despre faptul că produsul intern brut pe cap de locuitor al României ar putea depăși pe cel al Poloniei. Da? Adică oamenii ăștia gândesc într-o cheie extrem de fantezistă din punct de vedere financiar, care nu reflectă într-adevăr realitatea din economia românească. Bun, domnule Negrescu, cum comentați stadiul ăsta și chestia asta că, să zicem că cel puțin pe o parte din lucruri pare că ne-am făcut treaba, am atras, au intrat în România niște bani. Însă dacă ne uităm la ce procente au fost accesate din fondurile respective, sunt extraordinar de mici. Adică la un moment dat erau sub 1%, acum s-ar putea să fie ceva mai mult accesați. Dar oricum n-am accesat sumele respective, sunt blocate la Banca Națională. Da, spuneam la vremea respectivă când a fost lansat PNRR-ul, acest program național de reforme probabile, cum am spus eu atunci, o culegere de bune intenții și nimic altceva, iată că pe zi ce trece devine plan național de reforme ratate. Da, se potrivește și ca litere, da? Plan național de reforme ratate. Pentru că, într-adevăr, nu facem reformele pe care ni le-am asumat. Era o șansă istorică, din punctul meu de vedere, pentru România, pentru că erau niște bani extrem de importanți pentru niște domenii care de regulă nu erau finanțate în România. Și mă refer aici de la infrastructură, la sănătate, la educație, la tot fel de domenii care stăteau de regulă în pixul unui ministru în funcție de interesele sale politice. Construim un spital acolo pentru că avem interes, construim o școală acolo pentru că există un interes. Nu avem o strategie coerentă de construcție și de dezvoltarea unor servicii publice de calitate. Noi nu uitați că până nu de mult, până la acest PNRR, noi construiam stadioane. Asta era cel mai important lucru pe care îl făceam în România. Cheltuiam zeci de milioane de euro pe construcția de stadioane, nimic altceva. Hey, acum suntem la capitolul la care am atras niște bani.
banii avem la Banca Națională, nu-i putem să-i folosim pentru că, din păcate, autoritățile de management nu-și fac treaba, iar Ministerul Fondurilor Europene, din punctul meu de vedere, este total absent din discuția publică și din gestiunea practică a acestor bani care există deja. Iar în ceea ce privește perspectivele, păi avem reformele astea care nu le-am făcut, de reforma salarizării sectorul bugetar, reforma pensiilor, reforma pensiilor speciale, care sunt jaloane țintă și cheie în perspectiva atragerii banilor europeni. Mai mult decât atât, în 2024 și 2025 mai sunt niște alte elemente extrem de importante care, din punctul meu de vedere, nu vor putea fi puse în aplicare. Pentru că nu se pupă cu electoral. Componenta electorală a anului, adică... Da, despre asta este vorba. Așa că, probabil, eu estimam la începutul lansării acestui program un 20% bani pe care să-i atragem din PNRR. Îmi mențin această estimare pentru că nu văd, fără o voință politică, fără o atragere a unor specialiști din sectorul privat, specializați în atragerea fondurilor europene, în construcția de proiecte, în dezvoltarea și mentenanța acestor proiecte cu fondurile europene, nu văd cum statul va putea să se descurce, să practic să folosească acești bani în interesul nostru al tuturor.